Ce te bagi, mă, bro, băi! Termină, eu iubire! Eu merg cu taxi de aici, oprește! Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și dacă încă nu v-ați abonat, aveți butonul acolo jos, apăsați și voi butonul de subscribe sau abonează-te, pentru că astăzi o să o enervăm grav pe iubita mea, deci nu o să-i dăm nicio șansă să riposteze. Ce o să fac asta? Eu abia ce am ieșit de la muncă și ea știe că o să trebuiască să filmez un podcast. Podcast pe care eu tocmai ce l-am terminat de filmat în concepția ei și de asta o să las camera aici, o să-i spun că a rămas pe suportul de la mașină pentru că tocmai ce și m-am dus repede să o iau, să mergem în oraș pentru că mai avem ceva treabă. Ideea este că în toate momentele în care o să fim în mașină, eu o să încerc să par foarte nervos și iritat și supărat și toate stările de rău la un loc. Să vedem cum o să reacționeze și o să încerc să nu o fac să fie direct către ea. O să încerc să fac să pară că ea n-are nicio legătură cu faptul că eu sunt nervos, însă sunt nervos și vreau să văd dacă asta o să o afecteze sau dacă nu o să o afecteze și o să încerc să mă simt mai bine. Deși eu o să refuz categoric orice intenție de genul acesta din partea ei, pentru că vreau să mențin poziția de bă, ce se întâmplă mai? Așa că hai să exersez puțin atitudinea asta, pentru că va trebui să fiu convingător. Va trebui să... Bă, care-i fața, mă? A? Ia stai așa. Da, ceva în genul ăsta. Bă, așa trebuie să-mi iasă. Sper să-mi iasă și hai să vedem împreună cum o să reacționeze. Tăi dăm bătaie. Hai că eu mai fac un pic până ajung să o iau. Mai am, revenim după ce se urcă și ia mașina. Ce-ai făcut asta de ziua, Pușca? Ce? Ce-ai făcut azi? Treabă. Nu știu treabă ce să fac. Ce treabă ai făcut? Super obosită. Ce treabă ai făcut, frate? Că n-am văzut nimic pe story, pe nimic. Și hai măi, Pușcă, nu țipa, că te aud, de lângă tine. N-am nimic, aiut, scuză-mă. Deci îmi pare rău că țip la tine. Ce? Ce mirosea ăla de dezinfectat de la baie. Ce baie, mă? De la Peco. Da, bravo, mă. Bine că-ți place baia de la Peco, că aia de la mall nu-ți mai place, frate. Mă, ce ai? Zi-mi, de ce ești nervos? Hai, zic că știu că ai ceva. Spune-mi. Iubire, n-am nimic, te rog. Hai, frumos. Hai, spune-mi că știu că ești supărat. Iartă-mă, îmi pare rău. Te iubesc prea mult și de-aia îmi pasă, frate. De-aia îmi pasă. Bine, Mușcă. Gata, liniștește-te, da? Gata. Și vesel, uite și soarele, uite ce frumos e afară. Hai, bucură-te și tu, că e o zi frumoasă. Nu fi nervos, că n-ai de ce să fii nervos. Stai liniștit, da? Bine. Bă, ce te bagi, mă, bro, bă? Ia-mă de aici. Bă, cum se bagă ăștia, mă? Bă, frate, cum se bagă ăștia, că mă disperă. Tu nu vezi, frate, cum se bagă? Nu se uită deloc. Bă, deloc, nu se uită. Ești nebun la cap, frate? De ce ai urlat așa, că n-a fost mare brânză? Băi, cum n-a fost, mă, mare brânză? Bă, lasă-mă, frate. Uite-mă, ăștia mă trec strada. Fix acum mă trec strada. Nu mai conduce atât de agresiv, dar fii atent. Trebuie să vină de la tine asta. Tu trebuie să te controlezi. Păi, eu trebuie să mă controlez. Este o problemă de temperament sau ce? Ia și te controlează, că până acum n-ai făcut din astea. Mergi mai încet. Scumpule, mergi mai încet. Unde ne grăbim, frate? Termină-mă, omule, unde te grăbești așa? Nu mai condu așa de agresiv. Eu vreau să cobor, Radu, dacă faci așa. Mi-e frică să merg cu tine așa. Nu are de ce să-ți fie frică. Te rog frumos, Radu, gata. Oprește mașina, că vreau să cobor. Termină, eu iubire. Eu merg cu taxi de aici, oprește. Oprește când ți-am spus. Iubire, mă enervezi. Mi-e frică, oprește, Radu. Aoleu. Bă, tâmpitule, toate cad pe noi, oprește când ți-am spus. Că mă enervezi. Uite-te ce ai făcut. Oprește, dar ce naiba ai? Lasă-mă, când am făcut nimic. Lasă-mă în pace. A căzut doar geaca pe jos. Lasă-mă, Radu, mi-e frică, te rog, termină.
Bine. Vrei să murim? Tu zici vrei să murim? Nu vreau. Ia uite mă, nici baterii n-am azi. Bă, deci mă disper, mă, nici baterii n-am la telefonul ăsta azi. Pune și tu încărcătorul. Pune, te rog frumos, încărcătorul, să-mi pun și eu telefonul încărcat. Pune telefonul la încărcat, deci nu da, pot să cred, frate. Dar mă, odată, mă, mai potolește, nu mai face ca un de ce, disperat. De ce lovești, mă? Că-ți dau una acum, potolește-te, nu mai fă așa, că mă enervezi. Bă, pușcă, bă. Băi, iubu, termină, serios acum, deci termină. Dar frate, dar cum astăzi, mă, toate mi se întâmplă mie? Ăla intră pe contrasens, ăla face, ești ăla... Ești mult prea nervos și ciudat și termină. Astăzi ai luat o razna. Da, ești bine, foarte ciudat, i-am zis. Hai, da, potolește. Sigur, cum să nu? Că te bat. Că tu nu ești ciudat uneori. Și eu... Lasă-mă, bușcă. Mă. Niciun mă. Îl vezi ăsta? Nu. Se lipește de gura ta imediat. Bă, termină, bușcă. Termină, că n-am chef de glume din astea penibile. Iubu, haide, cu glumele astea mă dădeau afară de la grădiniță. Cu penarul, că lovești peste... Hai, te rog eu frumos. Bușcă, sincer, acum, gata. Am înțeles, gata. Hai, bine. Nu mai fă așa, că n-are sens. Deci nu dau tot timpul cu balsam. Dar chiar trebuie să te machiezi de fiecare dată când mergi cu mașina? Nu mă machiez, mă dau cu balsam, că mi-s foarte uscate buzele. Te dai cu balsam, înțeles. Poți să închizi și tu odată lumina aia de acolo? De ce? Păi o ții deschis de 10 minute, frate. Lumina, uite, mi se închide oglinda. Păi și să nu mai ții oglinda deschisă dacă te-ai dat cu balsam. Ar fi ideal, zic. Dar de ce? Dar ce ar? Vreau să-mi aranjez un pic și părul. Aranjezi părul, da. Dar chiar trebuie să aranjezi la tine vreo 12 minute. Dar ce are? De asta ai pus aici, nu? Ce treabă ai tu cu mine? Vezi-ți de drum. Frate, știi că nu suport să lași ăstea așa prin mașină. Dar de ce? Ce are, mă? Ferva, de ce are? Bine, bușcă, mă, bine. Bușcă, deci pe bune deja nu te mai suport. De ce? Nu te mai suport, te rog, spune-mi, de ce te comporți așa, că nu-i normal, tu nu faci așa ceva niciodată, deci ești ciudat rău, frate, pe bune, că ești ciudat rău. Nu sunt ciudat deloc. Ba da, ești foarte ciudat, tu nu faci așa niciodată. Pur și simplu, am o stare mai agitată. Dar nu contează, tu tot nu faci așa niciodată. Te rog frumos. Bă, ce cad alea prin spate, mă, ce ai mai pus în spate? Sunt niște geci. Ce geci, mă, acum ce a căzut în spatele meu? Uită-te un pic. Nu-i nimica, mă, aici. Ce a căzut în spate? Nu-i nimic, n-a căzut nimic, ai un bidon cu lichid de parbriz pe care l-ai pus acolo. Bine. Mai este un sfert în el. Mai tot urla atâta. Deci chiar nu știu ce ai, frate, că nu-i faci niciodată așa, ești super ciudat. Cum, sigur, frate, dar nu am nimic. Sigur îți bat joc de mine, că altfel nu-mi explic. Bă, dar nu-mi bat joc de tine. Ei, nu-ți bat joc de mine. Altfel nu-mi explic, frate, tu nu faci niciodată așa. Ia zice, faci o glumă-ți așa? Nu. Bușcă, n-are cum. Că să fac cu și verde. N-are cum, eu, că tu, bă, nu reacționezi așa. Nu-ți fac nicio glumă, nimic. Ia uite. Ia uite. Bă, bușcă, mă, lasă camera! Ia uite-l cum... Lasă camera pe suport acolo! Dar de ce filmezi, mă? Știut că-mi faci un prank. Eram sigură, frate, că bă, tu nu reacționezi așa. Bă, strici camera asta, mă, frate. Ia uite, mă, cum strică, mă. Bă, da. Strici camera, mă, femeie! Lasă-o pe suport aici! Dar crezi că eu nu m-am prins, frate? Era și singură. Și te-ai prins, mă? Erai singură? Sigură. Băi! Eram sigură, frate, că tu nu reacționezi niciodată așa, uite, mă filmează. Da! Te-am să jur că e un prank. Băi, deci... La început am zis, bă, o luat-o razna, nu știu ce, pam. Bă, frate, bă, deci chestia asta... Ce miros. Ai, bușcă, că am știut. Bă, ce mă oftic, frate, că ți-ai dat am seama, știut. Trebuia să o mai țin, bă, frate, ce măcar încă țin, vreo jumătate de oră, așa. Ești proastă, chiar așa. Cum, bă? Bă, bușcă, taci, gata, îți termina farza. Deci n-ai cum să faci așa, chiar n-ai cum, nu, ei, nu există, nu există să faci ce așa. Nu există, mă, bușcă? Niciodată n-ai făcut gesturi din astea obscene prin trafic sau să ții pihalul ăsta sau să vorbești de păi așa ce, mă, răstit la mine, vorbeai super răstit. Asta ți-a părut atât de, nu, adică părut... ciudat și da, normal. De asta nu am mai crezut? Da, normal, pentru că nu-ți stă în fire să faci așa ceva, nu? E logic. Tu dacă m-ai vedea acum pe mine că stau păi și cu care a fost atunci momentul? Sus în mașină, și tu ai zice că nu stau în mod normal, așa stau cu pe scaun, nu? Dar zic care a fost momentul care te-a făcut să te gândești că e prank. Când ai zis atunci că te iubesc, că nu știu ce, și după aia când ai făcut gestul ăla cu așa. Da, am înțeles. Deci când ai făcut gestul ăla mi-am dat seama, pentru că bine, tu nu faci bine așa niciodată. Bine, bine.
Și nici nu mă cerți că mă uit în oglindă. Nu? Nu mă cerți. Nu te cer, da? Cum s-a gândit ea, mă? Nu niciodată, mă las să mă uit cât vreau. Bravo, mă, pușcă, mă, bravo. Am știut. Aoleo, deci farsa asta a fost un... Fail, dar total. N-a fost neapărat fail. Păi, așa și așa, da? Da, mă, bușca, asta este. Dacă te-ai prins, te-ai prins. N-a fost să fie astăzi reușită. În fine, oameni buni, dacă v-a plăcut această încercare de prank, lăsați acolo un like, ne ajută foarte mult și mă ajută pe mine foarte mult să continui cu prank-urile. O să continui, că mă prind. Uite, acum a fost așa de proastă farsa asta, că nu te-ai gândit tu să faci așa, nu te-ai gândit că mă prind. Nu. Pentru că tocmai am terminat de filmat un podcast, de unde te-ai gândit tu că fac eu prank? Pentru că m-am gândit, tu n-auzi, că nu te-ai gândit bine. Am înțeles, bine, hai, lasă că mai vedem noi pe viitor. În orice caz, dragilor, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, dați un share să vadă și prietenii voștri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Eu am fost Radu, a fost Adriana, evita mea care se prinde de orice farsă de acum. Și stați aproape pentru că o să urmeze niște clipuri absolut geniale pe viitor. Așa că v-am pupat, ne revedem foarte, foarte curând. Ciao, les!